Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. O dezbatere a zilei cu clară tentă electorală, astfel încât invitatul nostru de astăzi este domnul Costel Alexe, copreședinte al Partidului Național Liberal și candidat al acestui partid la Consiliul Județean Iași. Hristos a înviat și bine ați venit în, revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit și adevărat a înviat și eu le spun telespectatorilor noastre, Hristos a înviat. Domnul Alexe, o campanie electorală atipică față de cele care s-au derulat în ultimii ani? Noua lege electorală face să fie așa, învățați fiind de altfel ca la fiecare campanie electorală să vedem orașul sau drumurile naționale județene împânzite cu banere electorale, această campanie într-adevăr nu mai e la fel de energică, nu mai vedem zumzătura de campanie, dar cred că așa ne apropiem și noi de statele civilizate. Sper însă ca această lege electorală să nu ne conducă spre un absenteism major la vot. Am astăzi senzația că ieșenii și românii în general nu sunt cuprinși de febra alegerilor. Mai ales că la alegeri locale tot timpul nu sunt ca cele prezidențiale. Prezența la vot este una scăzută. Bun, dar ați bătut județul în lung și în lat. Asta este campania electorală. Ați stat de vorbă cu locuitorii județului. V-ați făcut o idee despre problemele pe care le au ieșenii. Toate aceste semnale din partea ieșenilor le-ați prins în platforma program de guvernare locală a PNL-ului? Sigur că da, dar sunt atât de multe lucruri de făcut în județul nostru încât broșura noastră cu programul de 16 pagini sigur nu ne-a fost de ajuns. Important este să reușim să le oferim ieșenilor, știți cum e, nevoile de bază. Ce își doresc cel mai mult ieșenii? Cei din rural își doresc evident ca să aibă drumuri asfaltate, după asta apa, canalul și evident urmează educația și locurile de muncă. În programul nostru de guvernare județeană am prins aceste lucruri și vreau să cred că administrația liberală a județului se va preocupa de aceste nevoi. În municipiul Iași sunt atât de multe nevoi încât cred că vor fi nevoie de cel puțin două mandate ca Marius Bodea să corecteze ceea ce nu s-a făcut în ultimii 26 de ani. Nu departe de ieri vorbeam cu un fost prim-ministru al României și îmi spune Costel, de 26 de ani la Iași nu ați avut un primar ca lumea sau un primar cum trebuie. Da, a fost Simirad, au fost Nichita și de stânga. Chirica, iar atributul acestor oameni este că nu fac altceva decât să gândească local, mărunt și evident doar în instinctul ăsta de conservare. Cred că Iașul are nevoie de un primar cu viziune care evident să reducă, așa cum am mai spus și la dumneavoastră în emisiune, decalajul ăsta între estul și vestul țării și evident să ne apropie ca și condiții de viață de Occident. Bun, foarte clar este că candidatul PNL-ului, al dumneavoastră candidat, este cel care, sub supravegherea căruia, aeroportul Iași a devenit un aeroport internațional la standard european. Trebuie să recunoaștem, fără doar și poate. Dar Marius Bodea va reuși să facă față provocărilor pe care le așteaptă în primăria municipiului Iași? Primăria municipiului Iași nu este o primărie ușor de condus, nu este ca și aeroportul. Vorbeam cu un prieten deputat de la București și îmi spunea la ce nivel au ajuns dezbateri electorale și în capitală, nu doar în provincie sau cum suntem noi la Iași, unde un contracandidat sau un candidat la primăria capitală era întrebat câte puncte era detul în capitală. Nu cred că un candidat aflat în campanie sau un primar trebuie să știe câte puncte termice are acum cetul sau câte stații de autobuz. Un primar trebuie în primul rând să aibă viziune, să aibă abilități de management și evident pe fiecare problemă în parte trebuie să găsească oamenii competenți ca să o rezolve. Stai puțin, dumneavoastră ați spus că în 26 de ani nu s-a schimbat nimic în primăria municipiului Iași. Dacă Marius Bodea va câștiga... Eram cu Marius Bodea la o întrunire cu alegătorii și îi spuneam cât de multe lucruri sunt de făcut în Iașul nostru. De la transportul public, de la servicii de calitate pe care a trebuit să le ofere instituțiile din subordinea primăriei ieșenilor. La fiecare ploaie, acum știți cum e, dacă două ploaie torențială în Iași, nici nu știu unde va sări canalul. Da. Avem probleme iarăși în ceea ce privește spitalul regional de urgență. Sunt zeci de probleme
E important ca Marius Botea, după ce va ieși primar după 5 iunie, să-și aibă o echipă competentă cu care trebuie să-și implementeze strategia și programul de guvernare pentru municipiul Iași. Pentru că, și vă răspund la întrebare, până la Marius Botea niciun fost director sau președinte de aeroport în cei 20 de ani de acum n-a reușit să implementeze, să modernizeze aeroportul internațional Iași. Și dacă vă întrebam chiar și pe dumneavoastră, acum 5 ani de zile, da? Dacă credeți că este posibil ca în 2016 să avem 30 de curse de pe aeroportul internațional Iași, și dumneavoastră, care și mai Eram umblat și cred mai că citat, reticent. De ce? sigur Pentru erați că sceptic. au fost niște discuții pro și contra în Consiliul Județean, pe când era domnul Simira președintele Consiliului Județean, și nu credeam că voi ajunge, în sfârșit, să spun și eu, domnule, avem la Iași un aeroport, m-am urcat în avion, Stimate cobor domn, în Roma. coboram copou într-o zi cu Marius Bodea și echipa liberală și spuneam câte lucruri ar fi putut să facă primăria municipiului Iași doar cu banii pe care i-au băgat în sistemul de management al traficului, care n-a făcut altceva decât să îngreuneze mai tare circulația municipiului Iași, iar acele fonduri europene nu erau bani pe care i-am accesat. Am avut 144 milioane, știți că ne-am lăudat, 144 de da, milioane de euro milioane de sunt euro, investiții aici. pe care noi nu i-am accesat prin fonduri, prin proiecte europene. Ne-au fost puși așa La la dispoziție. dispoziție și noi a trebuit să o luăm. Și din păcate am luat doar jumătate din ei. Păi scuzați-mă, dar cineva ar trebui să răspundă de ce am accesat doar jumătate, iar jumătatea pe care am accesat-o am cheltuit-o ineficient, ca să nu spun foarte, foarte dăunător pentru municipiul Iași. Iar ca să revin la sistemul de management al traficului, care oricum este un dezastru, toate semafoarele din orașul nostru astăzi, aproape toate, sunt pe intermitent. Bun, Iar noi explicația ar fi că se suntem, fac probe. stimate domn, dar păi când l-am implementat atâția ani, nu tot probe trebuia să facem atunci, adică noi îl recepționăm și apoi facem probele și stăm cu ele pe intermitent și avem sensuri giratorii. Păi ideea sensului giratorii tocmai pentru fluidizarea traficului. Așa este. Le-am mai și semaforizat. Da. E discutabil pentru că eu cel puțin intersecția din Podul Roș, acel sens giratoriu semaforizat, nu știu, am senzația că se încalcă legislația. De ce? Odată intrat în sensul giratoriu am prioritate. Dacă am semafor și mă oprește, înseamnă că nu mai este valabilă legislația. Bun, dar vreau să vă întreb un lucru. A stat de vorbă cu Marius Bodea, a stat de vorbă cu toată echipa domnului Bodea. Care ar fi cea mai acută problemă care v-au semnalat-o ieșenii, cei din municipiul Iași, și care Marius Bodea, odată ajuns la primărie, vrea să o pună, să o rezolve. Principala problemă, și nu începeți să-mi spuneți iarăși cu infrastructură, nu, care e Nu, principala lor doleanță? știți cum e? Cred că prima dată trebuie să oferim ieșenilor siguranță. Iar astăzi, cred că fără investiții foarte mari în ceea ce privește transportul public în comun și managementul traficului, sunt lucruri care esențiale pentru noi ieșenii, pe care cred că se pot rezolva foarte, foarte repede. Iar sunt O astfel de convins că problemă, în cât timp credeți că ar putea să o rezolve echipa PNL-ului? asta cu sistemul de management al traficului, sunt convins că Marius Bodea o va putea corecta și rezolva foarte repede. În ceea ce privește transportul public, și-a asumat 11 tramvaie noi și cred că 50 de autobuze, care evident nu poți să le cumperi în primul an, că nu ar fi altceva decât o promisiune electorală. În 2-3 Dar ani de zile se pot cumpăra, sunt nu? convins că în primul mandat va rezolva această problemă, mai ales că sunt fonduri europene care pot fi accesate prin proiecte și evident în momentul de față am reușit să oferim ieșenilor și timp mici de așteptare în trafic, dacă circulă cu autoturismele lor personale și evident mijloace de transport public în comun moderne, pe care evident îți crește standardul și așteptarea asupra calității Bun, vieții. este și normal ca un eșant, dacă are un mijloc de transport în comun bun și curat, și nu va mai veni cu mașina, și atunci nu va mai fi Și acea mai e o aglomerație. problematică care iarăși e vorba de semnalul pe care îl transmiți investitorilor. Marius Bodea, sunt convins că are capacitatea, așa cum a făcut-o și cu marii operatori aerieni, se aducă pe aeroportul internațional Iași, trebuie să dăm semnalul că suntem dispuși să deschidem municipiul Iași către investitori. Pentru că în momentul ăla toți ieșenii vor sesiza oportunitatea creării de locuri de muncă la Iași și din păcate pentru noi n-am mai suferit astăzi de
migrația asta universitară, adică eu nu sunt născut în Iași, evident am rămas aici după terminarea studiilor, dar astăzi ieșeni, da, merg la studii la Cluj sau la București, ceea ce este pe termen lung nu cred că este tocmai potrivit pentru un centru universitar așa cum se pretinde Iașiul a fi. Bun, ați vorbit despre ceea ce oferă PNL-ului ieșenilor, celor din municipiul Iași. Dar dacă ar fi să vă referiți pentru județul Iași, ce oferă? Ați spus, infrastructură, aducțiune cu apă, canalizare, ce altceva oferă PNL-ului celor din județul Iași, întreg Acum, județul Iași? aș vrea să fac o completare, să vă spun că, dincolo de viziunea pe care o are Partidul Național Liberal asupra celorlalte 97 de UAT-uri, excepție Iașiul, trebuie să vă spun că săptămâna viitoare vom avea o dezbatere cu Marius Bodea, cu Dumitru Oprea, care deschide lista pentru Consiliul Județean, cu colegii noștri primari sau candidați la primăriile din zona metropolitană. Pentru că astăzi este nevoie de o viziune unitară în ceea ce privește această zonă de dezvoltare, zona metropolitană, și sunt convins că un model liberal de transport public în zona metropolitană, de investiții, de orientarea acestora către zonele care astăzi au terenuri libere, dar nu au avut posibilitatea sau capacitatea să aducă investitori, pot să dea o altă față acestei zone metropolitane, pentru că astăzi avem câțiva poli de creștere, cum este Miroslava, cum este Lețcaniul, da? Dar avem și zone cu potențial ridicat, care datorită, nu știu, ori a experienței primarilor actuali, ori a altor inconveniente, au rămas în spate. În urmă față Da. de. Și avem și zone care, din păcate, dau exemplu Valea Lupului, unde acest primar astăzi social-democrat n-a făcut altceva decât să distrugă, evident, o zonă rezidențială foarte frumoasă a Iașiului, dând posibilitatea să se construiască inițial blocuri cu două etaje și acum pe niște versanți care, nu știu dacă studiile geotehnice indicau să se poată construi blocuri cu patru, au construit blocuri cu șase etaje. Iar infrastructura a rămas rudimentară cu drumuri pietruite sau de pământ de 4 metri. Scuzați-mă, dacă se întâmplă vreo nenorocire acolo, nici nu poate să ajungă Da, e și echipajele de mai ales intervenție. că Iar Valea astăzi, Lupului este. Valea Lupului, deși este la un pas de noi, că deja e unit cu orașul, în câțiva ani ar putea să arate ca un ghetto urban. Astăzi este o șaurma urbană cu de toate, așa cum este și Iașiul, în care domnul viceprimar interimar, acest viceprimar cu atribuții Atribuții. de primar interimar, a transformat orașul ăsta într-o șaurma urbană. Bun. Partidul Național Liberal își asumă responsabilitatea ca să scoată Iașiul din, să-i spunem, stagnare. Spuneți-i stagnare. stagnare, că Așa. odată cu stagnarea e și regresul. Bun. Sloganul este bună administrație, adevărata schimbare. Bună administrație la nivelul Iașului, mi-ați explicat, domnul Bodea, la nivelul județului. Credeți că veți putea obține majoritatea? Noi avem astăzi mari așteptări de la comunitățile noastre, care astăzi sunt conduse de primari liberali, care evident se vor alege ei ca primari, și avem mari așteptări de la orașele din județul Iași. Avem candidați foarte buni și tineri, de altfel, la Pașcani, la Hârlău, la Podul Iloaiei, și cu șanse ne batem și la Târgu Frumos. Dar este important ca, cel puțin pe drumul european, să avem primari liberali și cu puțin noroc să știți că o să și câștigăm. Dacă nu veți obține majoritatea, cu cine veți face alianță pentru a putea conduce județul? Astăzi, din păcate, în mod normal ar fi trebuit să facem alianță sau toate forțele de dreapta să sprijine partidul care are cele mai mari șanse să câștige, să mă refer De la asta v-am și primăria întrebat, pentru municipiului că Iași. dreapta politică este Numai cam. că astăzi, din păcate, celelalte partidulețe sau partide de pe șicherul politic de dreapta nu fac altceva decât să facă joc cu Partidul Social Democrat. Și observ aici și candidații la primăria municipiului, reședința de județ, municipiul Iași, de la aceste formațiuni politice, evident atacă candidatul Partidului Național Liberal de parcă noi am fi condus 26 de ani Iași, de parcă noi am fi ținut orașul în subdezvoltare. Suntem în situația în care astăzi, mai ales cu această lege electorală, mai ales cu alegeri într-un singur tur de scrutin, noi facem efortul să transmitem eșenilor că cu votul din 5 iunie trebuie să-l transformăm într-un vot util, într-un vot strategic.
și trebuie să convergă voturile ieșenilor către cel care are cel mai mari șanse să bată pe candidatul Partidului Social Democrat, care, așa cum v-am mai spus, de la Simirad, de la Nichita, la Chirica, nu e decât un pas și, evident, totul au făcut împreună. Astăzi, un vot dat candidatului PMP, ALDE sau UNPR nu este decât un vot dat Partidului Social Democrat. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Dezbaterea Zilei. Până data viitoare, cele bune și la revedere!